conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Așa ne dorim, să rămânem conectați la ceea ce se întâmplă, să vă aducem cele mai noi informații, informații care vin în continuare de la un eveniment despre care am mai povestit aici la microfonul RCS FM săptămâna trecută, despre faptul că un grup de seminariști de la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași a fost în pelerinaj în Cetatea Eternă. Au participat seminariștii alături de preoții formatori, de Părintele Rector, Părintele Ștefan Lupu, dar și de Preasfințitul Iosif Păuleț, în cadrul audienței generale de miercuri, așadar au participat la cateheza Sfântului Părinte Papa Francisc. Despre cum a fost întâlnirea cu Sfântul Părinte, îmi doresc să aflăm acum informații, detalii, de ce nu, impresii, chiar de la pastorul diecezei noastre, Preasfințitul Iosif Păuleț, prezent în studioul nostru. Lăudat să fie Iisus Hristos și bine ați revenit acasă, Preasfințite! În vecii vecilor, amin, și bine v-am regăsit! Discutam și înainte de acest interviu despre faptul că n-ați însoțit grupul încă de la început, au fost mai multe zile pe care ei l-au petrecut în Cetatea Eternă, însă, cumva, privind în ansamblu acest pelerinaj pe care ei l-au făcut, v-aș întreba de ce credeți că este important pentru un seminarist, pentru seminariști, ca în parcursul lor să existe și astfel de activități, de proiecte, cum a fost pelerinajul la Roma, vizitând cumva acele locuri despre care ei învață, locuri care ne vorbesc despre credința noastră, dar cumva întâlnindu-se în mod concret cu acestea. Cred că este important pentru seminariști ca pe parcursul formării lor pentru Sfânta Preoție să aibă loc și astfel să fie înserate și astfel de activități, să spunem, extrașcolare, dar foarte importante pentru dânsii, deoarece în viață, așa cum știm, nu-i suficientă partea teoretică, ci trebuie îmbinată cu partea practică. Seminariștii învață multe în disciplinele teologice pe parcursul formării lor la Sfânta Preoție, dar le este de foarte mare folos să viziteze locuri, să vadă oameni, să aibă ocazie, fiind împreună, să socializeze mai mult, ceea ce de fapt se practică și se vorbește foarte mult de școala altfel. Ei au mers însoțiți, așa cum a spus mai înainte, de Părintele Rector, de formatorii lor și chiar de o parte, de către o parte din profesori. Și să nu uităm că profesorii, formatorii s-au format la Roma. Acolo au obținut licență, majoritatea din ei au și doctorate. Așa că au știut unde să-i ducă și seminariștii să profite din plin de aceste zile care au urmat după sesiunea pe care au încheiat-o cu câteva zile înainte de a pleca. Spuneam că a fost o ocazie pentru seminariști și de a-l întâlni pe Papa Francisc, au participat la rugăciunea Angelus de duminică, mai apoi la audiența generală de miercuri, acolo unde i-ați și însoțit Sfinția voastră. Ce semne lasă astfel de momente în parcursul formativ uman al seminariștilor, de ce nu, al întâlni pe succesorul Sfântului Petru? Eu cred că le-au fost seminariștilor de mare folos aceste vizite și mai ales întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa. Cum precizați la început, eu n-am fost de la început pentru că am plasat această ieșire la Roma între două vizite pastorale și nu am putut merge decât luni. Am ajuns luni noaptea, propriu-zis am stat două zile, dar am avut ocazie să fiu cu ei în aceste două zile, nu permanent, dar la momentele importante, și cel mai important a fost momentul întâlnirii cu Sfântul Părinte Papa. Eu cred că această prezență a lor și participarea lor la audiența Sfântului Părinte le-a fost de mare folos, pentru că l-au văzut pe Papa rugându-se, l-au văzut pe Papa învățând. Principala misiune a unui păstor, și el este păstorul suprem al bisericii, capul văzut al bisericii, în cateheza pe care a ținut-o,
Și de asemenea l-au văzut pe Sfântul Părinte socializând cu tot felul de oameni la încheierea acestei audiențe. Așa că eu cred că au învățat de la Papa ce înseamnă să fii cu adevărat păstor, ce înseamnă misiunea la care ei se pregătesc, ce înseamnă să fii pescar de oameni. Și nu mă îndoiesc că toți seminariștii au rămas și vor rămâne multă vreme impresionați de exemplul pe care l-au văzut în cel care conduce biserica ca și cap văzut al ei, urmașa lui Petru, Papa Francisc. Pentru că mă gândesc, poate pentru mulți dintre ei a fost prima dată când l-au întâlnit atât de aproape pe Sfântul Părinte. Majoritatea dintre ei au fost câțiva care au mai avut și părinți sau rude în Italia și au mai avut ocazie să viziteze locurile pe care acum l-au vizitat din nou cu colegii lor, dar majoritatea au venit pentru prima dată la Roma și am văzut pe fețele lor bucuria, o bucurie de nedescris care va rămâne imprimată în memoria lor și le va fi de foarte mare folos în continuare pregătirii pentru Sfânta Preoție. Asta cu siguranță. Cum a fost pentru Sfinția voastră întâlnirea cu Sfântul Părinte? Pentru mine, întâlnirea cu Sfântul Părinte a fost cu adevărat un moment de har, un moment de binecuvântare. De fiecare dată când mă întâlnesc sau l-am văzut pe Sfântul Părinte la televizor mai mult sau în audiențele pe care le transmiteți acum în direct de miercurea, dar ca să-l vezi direct pe Sfântul Părinte Papă, să dai mâna cu el, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și pentru mine de mare folos, pentru că am putut să stau de vorbă, să schimb câteva cuvinte cu Sfântul Părinte și apoi să mă duc în fața studenților și a profesorilor pentru fotografia de grup. A urmat într-adevăr acest moment în care întregul grup practic a putut să fie mai aproape de Papa Francisc, pentru că aula este destul de mare, nu pot sta toți în jurul Sfântului Părinte foarte aproape acolo unde v-ați aflat dumneavoastră. Cum a fost? Ce v-a spus Papa sau ce le-a spus Papa și seminariștilor? Cum a fost acel moment de întâlnire? La încheierea catehezei, așa se obișnuiește, mai întâi Papa dă mâna cu episcopii care sunt sus, acolo pe scenă. După care Papa coboară și salută pe cei care sunt prenotați în primele rânduri acolo și alternativ făcând fotografie cu diferite grupuri, tot la fel foarte bine organizat, prenotați cei care vor face fotografii cu Papa. Sigur că el a venit în fața grupului nostru, dar mai întâi întâlnirea pe care eu am avut-o personal cu Sfântul Părinte, da, când am dat mâna cu sanctitatea sa, Papa, când i-am spus că sunt episcopul de Iași, i-am amintit de vizita pe care a făcut-o acum aproape 4 ani în urmă și a început să zâmbească și spune, da, mi-aduc aminte cu mare bucurie de piața, de oamenii de acolo. Eu i-am adus aminte numai cât am spus de bătrâna aceea care i-a prezentat copilul, da, și s-a bucurat foarte mult. Și-a adus aminte de asemenea și mi-a spus, da, eu te-am numit episcop după vizita aceea de la Iași. Dar am văzut că a rămas și rămâne marcat de acea vizită, frumos, impresionat, și aduce aminte cu drag de fiecare dată. După aceea am coborât la grupul de seminariști cu preoții și formatorii lor. Ne-am așezat la momentul potrivit pe scări în fața scenei și când Sfântul Părinte a ajuns în fața grupului nostru, l-am aclamat spunând Viva il Papa, Viva il Papa, a surâs, s-a ridicat din scaun, un gest foarte frumos din partea Sfântului Părinte, s-a ridicat un pic mai greuț din scaun, dar a voit să stea în picioare alături de mine în fața grupului acolo și am făcut fotografia de grup. Se vede și în imagine, într-adevăr, fotografia de grup. I-am oferit Sfântului Părinte o icoană cu Maica Domnului de la Cacica și Părintele Rector Ștefan Lupu i-a oferit câteva cărți.
mai schimba câteva cuvinte și am cântat la final Christus vincit și papa a mers bucuros la grupul următor. Alături de noi era un alt grup de seminariști, de era mai mic. Și spunea unul din preoți că l-a auzit pe Sfântul Părinte, spune, dar voi de ce sunteți așa puțin? Uite, ăștia românii sunt așa de mulți. S-a bucurat papa de această vizită noastră și noi ne-am bucurat și rămânem cu o impresie foarte frumoasă. Pentru că, într-adevăr, cred, este important și pentru Sfântul Părinte să simtă biserica vie din diferitele culturi ale pământului până la urmă, de faptul că, iată, vorbind despre seminariști, sunt viitorii preoți de mâine și cumva simte pulsul acestor comunități. Da, sala la început nu era, noi am ajuns mai devreme, sigur, la intrarea în sala, în aula aceasta foarte mare, Paul al VI-lea, acolo ne-am despărțit pentru că episcopii au locul lor sus și intră pe altă poartă, ei au mers la locurile prenotate. Și, dar la sfârșit din nou ne-am întâlnit și am ieșit împreună pentru a merge să celebrăm Sfânta Liturghie chiar în Bazilica San Pietro. Și aceste momente au fost foarte importante. Eu am participat cu ei și am prezidat Sfânta Liturghie în prima zi, în marți, când am ajuns, am ajuns luni noaptea. Marți am vizitat Universitatea Lateran, de care este afiliat seminarul nostru și institutul nostru teologic, și apoi am celebrat Sfânta Liturghie în Bazilica Santa Maria Maggiore. Iar în ziua în care a avut loc audiența, miercuri, adică după audiență, ne-am dus în Bazilica San Pietro și acolo am celebrat Sfânta Liturghie. Au fost momente și rămân momente frumoase de referință în viața fiecăruia dintre noi. Sunt multe de povestit, ei au parcurs mai multe zile și au vizitat multe obiective și din punct de vedere profan, dar mai ales cele religioase, bazilici, catacombele și așa mai departe. Ne va povesti cu siguranță mai multe Părintele Ștefan Lupu, în ora următoare îl vom avea ca invitat. Cu ce gânduri v-ați întors de la Roma, preasfințite? Ce să spun, m-am întors de la Roma consolidat în credință, în primul rând, și hotărât să iubesc mai mult biserica, să simt mai mult cu biserica, să mă rog mai mult pentru biserică, pentru papa, episcop, preoți și credincioșii care o alcătuiesc, și de asemenea cu hotărârea aceasta de a nu uita niciodată că formăm împreună o singură familie, familia copiilor lui Dumnezeu. Trebuie să fim promotori ai păcii, am învățat de la Sfântul Părinte Papa, ai fraternității, a iubirii dintre oameni, pentru că iubirea adevărată, care l-are ca, putem spune, protagonist pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire, iubirea adevărată va salva lumea. Iubirea este de la Dumnezeu, ura este de la diavol. Papa ne învață să iubim și îi mulțumim. Mulțumim și noi, preasfințite, pentru aceste experiențe împărtășite cu noi, cu cei de acasă, pentru că știm că ne-ați purtat în rugăciunile dumneavoastră, oriunde mergeți, îi purtați pe credincioșii diecezei pe care o păstoriți. Vă dorim în continuare mult spor în activitate, în vizita pastorală pe care vă pregătiți chiar astăzi să o începeți, așadar mulțumim că v-ați făcut timp și pentru ascultătorii noștri și fie ca aceste zile cu adevărat să aducă multă binecuvântare în viața Sfinției voastre, care cu siguranță apoi binecuvântare se va revărsa și în viața credincioșilor pe care îi păstoriți. Cu multă plăcere, lăudat să fie Iisus Hristos!